Bună ziua, bine ați venit la Călăraș. Domnule profesor, ce ne prezentați aici? Vă prezentăm un proiect foarte interesant, podul lui Da Vinci. Mai multe detalii o să vă spună. Patru băieți frumoși, elevi anul 3, la liceu de marină, înțelegem? Da, Colegiul Național Militar Alexandru Iancuza din Constanța. Din Constanța. Să vă prezentăm, în ordine. Sunt elev sergent Parfumier Rafael. Sunt elev sergent Vesi Gabriel. Sunt elev sergent Chiriac George. Sunt elev caporal Ceva Nicolae Alexandru. Domnilor elevi, de ce la Călăraș? De ce această pasiune frumoasă și dorința de a reprezenta liceul dumneavoastră aici la Călăraș? Începem cu ultimul. Privind războiul din Ucraina, noi ne-am gândit să aducem o inovație pentru a crea noi poduri, pentru că au fost distruse multe poduri în război și a crea o cale de a trece peste râuri, ape, tot felul de E ceva mai practic, mai ușor de realizat în condiții de conflict. Noi ne-am inspirat dintr-o idee foarte veche a lui Leonardo da Vinci. Este o idee de aproximativ 750 de ani. Este un pod mobil, ușor de asamblat și la fel de ușor de demontat. Este bazat pe un principiu simplu și poate fi realizat în scurt timp. Cum suntem și noi la liceu militar, este ușor pentru poți să deplasezi o armată cu ușurință în orice loc și este și un obstacol pentru când îl dezasamblăm, este un obstacol pentru urmărită. Adică trecem și îl dezasamblăm și devine un obstacol. De ce liceul de marină? De ce Constanța? Am ales liceul de marină pentru a avea cumva o altfel de carieră cumva și pentru a mă maturiza mult mai repede și corespunzător. Vă place, înțeleg, armata, disciplina, da, ordinea și să fiți aproape de comunitate. Da, desigur. Din ce localitate sunteți voi? Eu sunt din Vaslui, din județul Vaslui. Eu sunt din Prahova. Eu sunt tot din județul Vaslui. Și eu din Prahova. Felicitări, băieți, succes! Trebuie să vorbim cu domnul profesor, care a venit la Călăraș cu dumneavoastră. Domnul profesor, vă rog să vă recomandați. Mă numesc Marian Cață, sunt de la Colegiul Național Militar Alexandru Iancuza din Constanța, sunt profesor de informatică. Doamna profesoară de fizică, doamna Țico Elena, este coordonatoarea acestei frumoase echipe. Dumnezeu este prinsă în alte proiecte și i-am însoțit eu pe băieți la acest concurs. Bine, atunci vă felicităm și vă dorim succes în tot ceea ce faceți. Mulțumim! Mulțumim.